Bună dimineața! Sunt Loredana Latici, președinta Academiei de Coaching din România și am ajuns la dimineața zilei 3 de curs de Practitioner Coach seria 29. Abia aștept înțelepciunea dimineții, stați un pic să pun microfoanele pe mute. Ok, perfect. Intră colegii din online și se aude de fiecare dată că nu le-am pus pe toate pe mute. Așadar, suntem la înțelepciunea dimineții, după o noapte de coșetat, dospit, mai știu de ce mai e pe acolo, visat, analizat și așa mai departe. Eu încă dorm un pic, așa că o să mă trezesc în timpul ăsta. Să auzim, să vedem, să simțim ce au de spus acești colegi minunați și extraordinari din Academie. Ia să vedem care este înțelepciunea dimineții. Cine începe? Online, nu? Ok. Imediat. Da. Bună dimineața! În această după ce termina cursul, am avut diferite conștientizări, foarte multe. Cea mai care mi-a rămas mie este starea de prezență, conștientizarea. Trecutul nu îl mai putem schimba, este o chimeră, s-a dus. Viitorul nu știm. Important este starea de prezență, să fim în aici și acum. Prezența este ceea ce contează. Vă mulțumesc, vă doresc o zi excelentă, să fim atenți, să fim în stare de prezență astăzi. Da, foarte bine punctat, mulțumesc, așa este, să fim în starea de prezență, că toate se întâmplă de fapt aici și acum. Ieri s-au întâmplat deja, mâine se vor întâmpla sau nu, habar n-avem. Dacă coșetăm ceva astăzi și însămânțăm ceva astăzi, avem șanse mâine să se întâmple ce ne dorim. Mulțumesc, Iuliana, superb. Altcineva, dragilor? Diana, am văzut că ți-ai deschis microfonul. Perfect. Bună dimineața. O nouă zi, a treia zi cu Academia de Coaching și Loredana. Astăzi, doar atât aș spune. Să avem o zi cu energie, cu multă, multă energie, astfel încât să ajungem la un final, finalul acela pe care îl dorim toți, cu energie și cu iubire. O zi minunată! Super! Așa este, pentru că de noi depinde. Nu depinde de altcineva să ne dea energie. De noi depinde să avem energie. Super! Mulțumesc, Diana! Super! Altcineva, dragilor? Ne mai împărtășește cineva? Ok. Nimeni? Ok. Bun, atunci, dacă nu vrea să ne mai împărtășească nimeni, Elena, vrei tu? Bună dimineața! Da, am reușit să intru. Deci, da, m-a luat un pic de nepregătite, dar nici nu este nevoie, pentru că am croșetat toată noaptea. Deci, am rămas setată pe neurologia lingvistică. Deci, pe modul în care noi putem schimba realitatea. Chiar ieri am avut o sesiune de coaching cu un client care m-a lăsat foarte emoționat, foarte mult cu ceea ce a prins cursul de ieri și mi-a lăsat meditație o noapte. Deci, efectiv, se zbătea în două realități. Iubire în inimă și în mental se ura pur și simplu de des și scârbă. Exact ăsta era modul de exprimare. Și mi-a rămas unii așa, deci cât de mic este coaching-ul și cum putem schimba ajutând pe oameni să înțeleagă de fapt și de drept care este realitatea și care este doar imaginația lor. Da, acum iar mă obligi, Loredana, să-ți mulțumesc din suflet. Dar mă oblig, ce să fac? Îți mulțumesc din suflet pentru drumul pe care l-ai deschis. Care ne l-ai deschis nouă și care prin noi să putem deschide drum și altora. Aștept cu nerăbdare să reaprofundez tot ce cu ce
Noutăți mai vii astăzi, de fapt pentru mine nu chiar noutăți, dar sunt noutăți, pentru că să văd ce voi înțelege din, din ziua de astăzi. O zi frumoasă, o gematică să avem. Felicitări, felicitări, Elena, așa este, da, e minunat coachingul, pentru că pur și simplu te ajută să faci curățenie între realitate, între imaginație, între ce ți se pare, între ce există de fapt, între ce ești, între ce vrei să fii, între... E într-adevăr super. E inginerește așa cum îmi place mie. Super, Elena, felicitări și ție și genialului tău de client, felicitări, sunteți geniali. Super, și ați văzut, da? Vine clientul și îți deschide, frate, niște uși și niște, îți ridică niște mingi la fileu de nu poți mai dormi noaptea după aia. Da, e firesc, așa creștem. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Super, cine mai vrea? Ok, dacă pentru moment nicio înțelepciune, este în regulă, e, deja... Extraordinare pentru ziua de astăzi, fă în așa fel încât ziua de astăzi să fie cea mai extraordinară și minunată și cum vrei tu zi din viața ta, pentru că, ghici ce, de tine depinde, nu depinde de nimeni, nu depinde de vremea de afară, nu depinde de soț, soție, subaltern, șef, copil, cățel, porcel, depinde de tine, de ce decizie iei pentru ziua de astăzi. Dar desigur, dacă în interior ai niște conflicte și niște balauri și niște eu știu ce chestii pe acolo nerezolvate, cam complicată situația, dar tu simplifică, pentru că ești un geniu, simplifică și spune, azi vreau să fie o zi extraordinară și caut acel extraordinar din ziua de astăzi. Eu îl caut deja. Așa încât te aștept cu multă, multă iubire să fii și tu aici, în comunitatea Academiei, alături de acești oameni geniali și extraordinari și alături de mine, desigur, pentru că și eu sunt genială și extraordinară. Azi dimineață chiar mi-a venit să mă pup în oglindă, așa somnoroasă cum eram, cream că am somnoroasă. Am zis, super tare, fraților, super tare! Pentru că e minunat să faci o călătorie spre tine. O călătorie care, de fapt, e doar un început în Academie, pentru că, de fapt, ulterior va fi o călătorie de toată viața a ta cu tine. Este minunată. La următorul curs la care te aștept este cel de reprogramare mentală prin tehnici NLP. NLP e programare neurolingvistică, astfel încât să înveți să lucrezi cu subconștientul tău, să lucrezi cu conștientul tău, să-ți clarifici scop, misiune, viziune, valori, să scapi de convingeri limitative, să începi să devii eficient și performant. Este de fapt un curs despre performanță mai mult, interioară, care desigur se va extinde în partea, în zona exterioară, că e vorba de familie, că e vorba de job, că e vorba de bani, că e vorba de diverse. Următorul curs va fi în... Deci martie este cel de reprogramare mentală, în aprilie este cel de analiză tranzacțională, de relaționare sănătoasă prin analiză tranzacțională, în care înveți și descoperi de fapt cum ai devenit ceea ce ești și mai ales cum să continui să devii ceea ce îți dorești tu să fii și cum să ieși din jocuri de manipulare și cum să înțelegi tranzacțiile dintre oameni. E un curs foarte, foarte complex și foarte eliberator de altfel. În mai este cursul de Practitioner Coach, seria 30, astăzi suntem la seria 29, este seria 30, unde te aștept cu multă, multă iubire să devii un coach extraordinar, în primul rând pentru tine și apoi pentru ceilalți. În iunie este cursul de Public Speaking and Training, unde începi și înveți cum să ții un curs, un workshop, un seminar, o conferință, cum să-și gestionezi emoțiile, cum să structurezi informația, cum să o transmiți, și așa mai departe. Tot în iunie este cursul de leadership sau master coach pentru cei care au făcut cursul de practitioner coach, în care înveți cum să fii un lider extraordinar cu tine, cum să inspiri, după care cum să fii pentru ceilalți, cum să îți iei conducerea, să zic așa, a vieții tale în propriile mâini și cum să inspiri și pe ceilalți să facă același lucru. Iar din toamnă mai avem două serii de practitioner coach și mai avem și cursul de vindecare emoțională prin tehnici NLP, care se va întâmpla în noiembrie. O să fie un curs, wow, super profund, pentru că scoatem balaurii și scheleții din dulapuri. Da, așa cum să ne vindecăm, dacă le lăsăm acolo ne vor hăitui toată viața.
așa încât lucrurile sunt foarte, foarte simple. Cursul de practitioner coach îl țin de 4 ori pe an, iar celelalte cursuri câte o singură dată pe an, ca să știi ca idee, ca frecvență. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752163163. Fiecare curs este și online și față-față în același timp, față-față în București. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o zi superbă și noi procedem astăzi la o zi extraordinară de intrăm în mecanismele conștientizărilor, deciziilor, motivații interioare. Avem niște chestii geniale. Te pup și te iubesc! Pa!